Heinrich Eberle și Matthias Ull, nu știu dacă așa se pronunță, dosarul Hitler. Ce este cu acest dosar? Este cel făcut de NKVD, special pentru Stalin, despre Hitler, după cel de-al război mondial, și cum l-au realizat? I-au luat pe acești doi apropiați lui Hitler, care erau prizonieri la ruși. Este vorba de un bodyguard al său și de ordonanță, mi se pare, sau ceva de genul ăsta. Și i-a interogat timp de un an jumătate, vă dați seama, în fiecare zi, separați, punând cap la cap ceea ce spunea fiecare, reîntorcându-se de nu știu câte ori la aceeași întrebări, pentru că, na, să-i trimiți după aceea lui Stalin dosarul necomplet ar fi fost distrugător pentru cei care făceau acest interogatoriu. Foarte interesant cum, tocmai pentru că le era frică de Stalin, fac tot felul de mențiuni prinăuntru, exact în limbajul lui Stalin. Este... Nu este scorțos, este făcut ca o carte. Vă dați seama, deci, ce nebunie, ce chestie. Adică, efectiv, dosarul ăsta, până în 2004, practic a fost secret. Și timp de foarte mulți ani, practic, a avut un singur destinatar. O carte atât de importantă despre un alt personaj extrem de important al istoriei, scrisă doar pentru un om, pentru Stalin. Pentru a-i satisface curiozitatea unui singur om. Da. Veți afla foarte multe lucruri din partea intimă de viață a lui Hitler, pentru că cei doi care au scris acest dosar aveau acces. Și vă veți face astfel poate o mai bună imagine, nu un sens pozitiv, ci veți ști mai multe, că n-ai cum să ai un sens pozitiv la cel al război mondial. Veți ști mai multe despre ceea ce s-a întâmplat atunci și despre de ce a luat Hitler anumite decizii. Dacă vă place, vă recomand Adolf Hitler, directive de război.